Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Astăzi discutăm despre grupa centrală a Carpaților Oriental, sau Carpații Moldo-Transilvanei. Aceștia se desfășoară între culoarul depresionar al Văii Moldovei la nord, depresiunea colinară a Transilvaniei la vest, subcarpații Moldovei la est, respectiv depresiunea Brașovului și Pasul Oituz la sud. În partea vestică a acestei grupe se află munții vulcanici, Călimani, Gurghiu și Harghita. În partea centrală, două mari depresiuni tectonice, Giurgeu și Ciucul. La est de acestea se află munții roși cristaline și calcare, munții Bistriței și munții Rarău-Jumalău, munții Giurgeu și munții Hășmași, munții roși sedimentare, Stănișoarei sau Stânișoarei, Ceahlău, Goșmanu, Tarcău, Ciucului și Berzunți. În partea sudică, munți din roși sedimentare, Perșan, Baraolt, Bodog și Nemira. În această grupă, munții sunt dispuși în șiruri aproape paralele pe direcția nord-vest-sud-est. Înălțimile scad dinspre nord, unde ajung la 2100 de metri în vârful Pietrosu Călimani, până la 1500 de metri, chiar sub 1500 de metri, în partea sudică. Munții din această grupă sunt acoperiți în cea mai mare parte de pădure de stejar, fag și conifere care alternează cu pajii și pășuni. Aici întâlnim mai multe arii naturale protejate, printre care Parcul Național Călimani, Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, Parcul Național Ceahlău, dar și Parcul Natural Vânător Neamț. În Parcul Național Ceahlău se află Cascada Duruitoarea. În această grupă întâlnim foarte multe obiective turistice naturale de o frumusețe rară, dintre care enumerăm defileul Toplița Deda, lacul Roșu, care este un lac de baraj natural, cheile Bicazului, lacul Sfânta Ana și pietrele Doamnei din Munții Rarău. La Vânător Neamț a fost amenajată o rezervație de zimbri. Vă propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Folosind o hartă, un atlas sau manualul, identificați cea mai importantă apă curgătoare care traversează depresiunea Giurgeu și cel mai mare oraș din această depresiune. Cea mai importantă apă curgătoare care traversează depresiunea Ciucului și cel mai mare oraș din această depresiune, respectiv trei resurse naturale care se exploatează din grupa centrală a Carpaților Orientale. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Atât pentru astăzi, dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați la canalele EduCred Gimnaziu și Lecții Geografie Geography Classes pentru a avea acces la cele mai bune resurse educaționale deschise. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!